În cadrul ședinței de guvern de astăzi s-au aprobat mai multe hotărâri de guvern, mai multe hotărâri care au un impact la nivelul vieții medicale și a pandemiei în general. Astfel, s-a aprobat hotărârea Guvernului privind modificarea și completarea hotărârii Guvernului 1031/2020 privind aprobarea strategiei de vaccinare împotriva COVID-19. Astfel, se creează cadrul legal încât Ministerul Apărării Naționale prin instituțiile din subordine și Ministerul Afacerilor Interne prin instituțiile din subordine și din coordonare să aducă la îndeplinire activitățile prevăzute de lege. S-a aprobat prin acest ordin comun normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19. S-au aprobat fondurile necesare organizării și funcționării centrelor de vaccinare care se suportă din bugetele instituțiilor și ministerilor implicate. O altă hotărâre de guvern este acea hotărâre de guvern care se referă la prelungirea termenului de aplicare a prevederii hotărârii Guvernului 140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru prorogarea unor termene și completarea anexei 2 de la hotărâre. Astfel, bugetul pentru anul 2021 nefiind încă aprobat, faptul care conduce la necunoașterea dimensiunii Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, respectiv a fondurilor alocate diferitor segmente de asistență medicală, decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale contractate în aceleași condiții, astfel încât să nu fie îngrădit dreptul asiguraților la prestări de servicii, medicamente și dispozitive medicale. Prin acest proiect se propune prorogarea termenului de 31 decembrie 2020 până la data de 31 martie 2021. În acest fel, casele de asigurări de sănătate decontează unităților sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute la nivelul indicatorilor realizați, fără a depăși suma care poate fi contractată. O altă hotărâre a Guvernului se referă la suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, precum și din bugetul de stat pe anul 2020, în vederea achiziționării medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu infecție COVID, precum și pentru acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern cu titlu gratuit pentru Republica Moldova. Mulțumesc! Bună ziua! În ședința de guvern de astăzi au fost aprobate mai multe hotărâri de guvern care realocă resurse din fondul de rezervă al Guvernului către sectoare importante din economie. În primul rând, către Ministerul Sănătății pentru achiziționarea medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu infecție COVID, precum și pentru acordarea de către România unui ajutor umanitar extern cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, 45.405.000 lei. Hotărârea de guvern din fond de rezervă pentru finanțarea cheltuielor necesare asigurărilor activității de asistență socială și de protecție a copilului, o hotărâre de guvern pentru susținerea activității aeroportului regional cu un trafic situat între 200.000 și 3 milioane pasageri pe an, aflate în subordinea unor județe pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020 ca urmare a pandemiei COVID și cauzate direct de această pandemie, Cluj, Iași, Sibiu, Dol și Bacău, 20.729.000 lei. Hotărâre de guvern din fond de rezervă pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat al populației pentru Oradea, Timișoara, București, valoare de 41.300.000 lei. O hotărâre de guvern din fondul de rezervă pentru finanțarea cheltuielor de funcționare până la sfârșitul anului 2020 pentru unitățile administrative teritoriale. Ministerul Apărării Naționale, plată termen legal a obligațiilor contractuale 400 milioane de lei, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru Naturaie și Cineair pentru pregătirea sezonului de iarnă, infrastructurii pentru sezonul de iarnă, în valoare de 200 de milioane de lei. Toate aceste sume au fost alocate din fondul de rezervă. Fondul de rezervă a fost suplimentat cu economii din toate ministerele, din execuția bugetară. Acești bani au fost alocați mai departe. Mulțumesc că asta a fost pentru astăzi.